Putem să începem? Este, da? Foarte bună dimineața tuturor, stimați reprezentanți ai mass media, onorați parteneri. Mă bucur să vă salut în cadrul conferinței de presă dedicată inaugurării celei de-a 18-a ediții a expoziției internaționale specializate InfoInvent, care se va desfășura în format online în perioada 22-24 noiembrie. Acest eveniment reprezintă un moment de mare importanță pentru comunitatea inovatorilor, cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova și nu numai. În acest an suntem mândri să aducem în atenția publicului numai puțin de 450 de invenții, proiecte inovaționale și produse creative, autorii cărora provin din Republica Moldova, România, China, Polonia, Franța, Malaezia, Taiwan, Cambodgia, Bulgaria, Belarus, Elveția și Belgia. Această expoziție virtuală reprezintă un loc de întâlnire pentru minți creative în întreaga lume, care ne oferă o privire asupra viitorului, inovației și creativității. Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără angajamentul și contribuția esențială a partenerilor noștri de încredere, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Ei au fost pilonii principali în realizarea și susținerea acestui eveniment remarcabil, care aduce în prim plan inovația și creativitatea din întreaga lume. Expoziția InfoInvent este structurată în 5 compartimente importante. 1. Invenții, soiuri de plante și design industrial. 2. Proiecte de inovare și transfer tehnologic, proiecte de cercetare, monografii. 3. Creații ale tinerilor. 4. Produse și servicii inovative. Și 5. Industrii creative. Aceste categorii acoperă o gamă variată de domenii, de la tehnologii de vârf și inovații în afaceri, până la design și artă. După cum am menționat de la începutul acestei ediții, au fost înscrise 450 de lucrări. Acestea sunt repartizate după cum urmează. La compartimentul 1, invenții, soiuri de plante, design industrial, au fost recepționate în total 215 lucrări, inclusiv secțiunea A, biotehnologie, chimie, tehnologii și produse ecologice, 29 lucrări. Secțiunea B, materiale, echipamente și tehnologii industriale, mecanică, energie, electricitate, electronică, 99 de lucrări. Secțiunea C, medicină, farmacie, cosmetică, paramedical, 34 de lucrări. Secțiunea D, agricultură, soiuri de plante, alimentație, 49 de lucrări. Și secțiunea E, design industrial, textile, menaj, mobilier, birotică, vestimentație, artizanat, 4 lucrări. La compartimentul 2, proiecte de inovare și transfer tehnologic, proiecte de cercetare, monografii, au fost recepționate 126 de lucrări, după cum urmează. Secțiunea A, proiecte de inovare și transfer tehnologic, 8. Secțiunea B, proiecte de cercetare, 78. Secțiunea C, monografii, 40. Pentru compartimentul 3, creația tinerilor, au fost prezentate 23 de lucrări. La compartimentul 4, produse și servicii inovative, 66 de lucrări. Și la compartimentul 5, industrii creative, 20 de lucrări. Lucrările expuse vor fi evaluate și premiate în conformitate cu criteriile stabilite în regulamentul de organizare și desfășurare a expoziției InfoInvent. Ceremonia de deschidere a expoziției InfoInvent va avea loc online la data de 22 noiembrie la orele 10:00. Iar cu începere de la 13:00, vă invităm să luați parte la cea de-a 6-a ediție a conferinței inovaționale internaționale cu tema Femei în inovare și afaceri, inspirație, implicare, investiție. Această conferință este organizată în colaborare cu Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală și Oficiul European de Brevete și va aduce împreună experți, antreprenoare, inventatoare și cercetătoare din întreaga lume pentru a discuta rolul crucial
al femeilor în inovare, dezvoltarea afacerilor într-o lume în continuă schimbare. Participanții vor avea ocazia să se implice în discuții interactive și prezentări de succes pentru a-și dezvolta cunoștințele, rețelele de contact în domeniul inovării. Pe 23 noiembrie, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și AGPI vă invită la un webinar important pe tema publicații pseudoștiințifice de tip prădător ca factor de risc pentru cercetarea științifică. Iar pe 24 noiembrie, împreună cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Oficiul Național Orizont Europa, vă invităm la un webinar despre valorificarea proprietății intelectuale în cadrul proiectelor de cercetare și inovare finanțate de programul Uniunii Europene, Orizont Europa. Domnul Andrei Chiciuc și doamna Victoria Dănilă vă vor oferi mai multe detalii referitoare la aceste webinare. Totodată, conform programului expoziției, pe 24 noiembrie vom celebra laureații expoziției internaționale specializate InfoInvent 2023. Aceasta va fi o ocazie de a recunoaște eforturile și realizările inovatoare ale participanților. InfoInvent reprezintă un forum dedicat proprietății intelectuale, creativității și inovației. Scopul nostru este să susținem cercetarea, inovația, să atragem investiții în domeniul inovației și transferului tehnologic și să promovăm proiecte care valorifică creativitatea umană în economia națională. De asemenea, ne dorim să dezvoltăm cooperarea tehnico-științifică la nivel internațional. Astfel, vă invităm să explorați expoziția InfoInvent pe platforma oficială www.infoinvent.md și să descoperiți invențiile și inovațiile prezentate de inventatorii și cercetătorii noștri din diverse domenii. Ofer cuvântul domnului Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Culturii, pentru câteva remarci. Vă rog. Da, mulțumesc mult, domnule director general, dragi colegi. Într-adevăr, este un eveniment extraordinar, o nouă ediție a expoziției InfoInvent. Este, de fapt, acea platformă prin care încurajăm, susținem pe acei creatori, pe acei cercetători din Republica Moldova, dar și nu doar din Republica Moldova, de a participa la acest concurs, de a-i aprecia, de a-i aprecia lucrările și, în final, de a decide asupra acelor produse, acelor cercetări, acelor inovații care merită a fi dezvoltate în continuare, merită a fi susținute și încadrate în activitatea noastră, pentru că, de fapt, scopul expoziției este de a selecta, încuraja și conecta mai departe cu sectorul real al economiei, cu sectorul social, acele inovații, acele cercetări care sunt realizate în Republica Moldova. Sigur că noi acordăm o atenție mare dezvoltării industriilor creative în Republica Moldova și, de fapt, scopul nostru a fost de a, împreună cu partenerii de dezvoltare, a fost de a crea unele platforme care deja există și deja sunt foarte bine poziționate în Republica Moldova, Centrul Arcord, Centrul Artcore, Centrul Mediacore, care de fapt sunt cadrele care creează acele produse creative care mai departe sunt exportate în afara țării, participă și ei la diferite concursuri internaționale și vedem că au rezultate bune și ne fac siguri și ne fac încrezători în capacitățile tinerilor din Republica Moldova. Așa cum spunea și domnul director general, acest eveniment susține această abordare a creativității în economia națională, în dezvoltarea economiei naționale și sigur că lucrul ăsta este unul foarte important ca produsele create în Republica Moldova, într-adevăr, să fie tangibile cu aspectele de inovații, de creativitate și de aplicabilitate a acestor produse. Spuneam de domeniul industriilor creative, într-adevăr, este un domeniu extraordinar pentru Republica Moldova. Avem foarte mulți tineri care creează aici în Republica Moldova, care dezvoltă servicii pentru companiile externe, fie din domeniul animației sau din domeniul gamingului sau din domeniul designului sau alte domenii importante.
care sunt apreciate la nivel internațional. Scopul nostru este să susținem aceste companii, să susținem artiști independenți care creează produse artistice, să-i încurajăm să-și recunoască aceste creații, aceste drepturi prin a le introduce în câmpul drepturilor de proprietate intelectuală și mai departe să beneficieze de acest lanț care se deschide. De aceea, încă o dată, îi felicit pe cei care au aplicat, felicit organizatorii pentru o nouă ediție și această echipă extraordinară a GPU-ului care acordă o atenție mare aspectul de inovație, de creativitate, de aplicabilitate și sigur că aprecieri și colegilor care de la ANACEC și ANCD, care de fapt sunt cei care pe de o parte susțin dezvoltarea cercetării și inovării în Republica Moldova, pe de altă parte facem evaluarea ca programele și sub aspect educațional sunt conforme tendinților de piață, tendinților de inovație și de creativitate. Mulțumesc mult și cred în succesele noastre și cred în succesele acestei frumoase conferințe. Mulțumim, domnul Chistol, pentru apreciere. Sperăm pentru o colaborare și mai fructuoasă pentru viitor. În continuare doresc să acord cuvântul lui domnului Andrei Chiciuc, președinte al ANACEC, o altă instituție parteneră la organizarea expoziției InfoInvent. Domnul Chiciuc, vă rog. Domnule director general, mersi frumos, bună dimineața tuturor. Este o plăcere și o mare onoare pentru Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iarăși și la aceasta a 18-a ediție a InfoInvent să figureze, dar și să activeze în calitate de partener. Ideile și activitățile promovate prin această expoziție aflată printre unicele forumuri în domeniul cercetării și inovării și unica expoziție, Salon Internațional de Prezentare a Invenților, este o acțiune extrem de importantă pentru Republica Moldova. Angajații agenției s-au implicat plenar în organizarea și suntem convinși în derularea evenimentelor în cadrul InfoInventului 2023. În programul activităților se regăsesc două conferințe și două webinare, unul dintre care ANACEC împreună cu AGP este organizat și dedicat revistelor pseudoștiințifice prădătoare ca un factor de risc în domeniul cercetării. În acest cadrul acestui seminar, experții din cadrul agenției vor prezenta care sunt metodele și modalitățile de identificare acestor reviste predătoare, în același timp sugerând colegilor noștri din domeniul cercetării cum să le evite, cum să nu cadă pradă unor instituții care sunt concentrate nu pe cercetare, dar pe alte aspecte. Tot în cadrul acestui webinar se va face să vor avea loc discuții și explicații cum să facem deosebire dintre dreptul de autor, dreptul la proprietate intelectuală, plagiat, similitudini, pentru că atât și în mediul de cercetare încă există multe confruntări la acest aspect și colegii noștri, cum spuneam, experți din cadrul agenției, vor prezenta ca fiecare cercetător să știe cum să-și concentreze eforturile pe care metode și mijloace să-și promoveze respectivele cercetări. O altă noutate în cadrul InfoInventului din acest an este o nouă categorie de premiere. Vor fi premiate cele mai bune monografii. Aici ANACEC, împreună cu ANCD, vor identifica lucrările, monografiile ale autorilor din Republica Moldova, care au fost editate în ultima perioadă și care sunt prezentate și vor fi premiate cu medalia ANACEC, medalia Promotorul Culturii Calității în Educație și Cercetare și sunt convins că cele mai bune lucrări își vor găsi premianții. Spunea și domnul director general și domnul Chistol vis-a-vis de importanța evenimentului, ca să știm unde este Republica Moldova. M-am uitat și vă îndemn și pe dumneavoastră să vedeți indexul inovațional global publicat anual de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.
Și Republica Moldova astăzi, în acest index din 2023, se află pe locul 60 din cele 132 de state de pe pământ. Pentru a înțelege acest lucru este bun sau nu prea bun, putem să adăugăm că suntem al 35-lea stat din cele 39 din Europa la acest indice. Evident, lucrurile nu sunt deloc simple, deci e și importanța acestui eveniment. Însă, în cadrul acestei evaluări realizate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, se menționează unii lucruri foarte interesante și, cu permisiunea dumneavoastră, eu am să chiar și am să cer să le citesc, că raportat la PIB, Republica Moldova are performanțe peste așteptările nivelului său de dezvoltare. Adică eforturile depuse de cercetătorii de Republica Moldova, de persoanele care se ocupă de inovație și transfer tehnologic, sunt apreciate înalt. Republica Moldova produce mai multe rezultate de inovare în raport cu numărul său de investiții. Da? Numărul rezultatelor este mult peste investițiile, adică în același timp se accentuează că investițiile încă lasă de dorit. De domeniul cercetării și inovării, care se ocupă ANACEC, se află pe locul cel mai înalt la rezultatele creativității, locul 42, și în rezultatele de cunoaștere și tehnologie, locul 60. Astfel spus că noi avem copii, noi avem cercetători, noi avem oameni de știință care sunt performanți la nivel internațional. Aceste rezultate ale acestor persoane enumerate sunt atestate și bine apreciate, însă în același timp vine și alte. Republica Moldova ocupă cel mai jos loc în dezvoltarea afacerilor, locul 101, în instituții, locul 96, în dezvoltarea pieței, locul 76. Adică acest indice global, pe lângă a pune pe tapet care sunt rezultatele și locul nostru în lume, ne indică care sunt direcțiile de dezvoltare Republicii Moldova. Și mă bucur că InfoInvent, acest salon bianual, își continuă activitatea și este o platformă prin care cercetătorii noștri reușesc să-și prezinte rezultatele și sperăm că aceste rezultate ale cercetării vor cunoaște următoarea etapă de transfer tehnologic. Mulțumim tuturor participanților pentru că au plecat, mulțumim AGP pentru organizarea acestui eveniment și mult succes tuturor! Mulțumim și noi, domnul Chiciuc, pentru un refresh a situației Republicii Moldova la nivel global. Plus, nu trebuie să uităm, pe data de 23 este webinarul cu tematica actuală la care vă invităm să participați, să aflăm noi tendințe și noi soluții pentru provocările care au fost înaintate în acest domeniu. Alături de noi astăzi este și doamna Victoria Dănilă, specialistă principală de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Doamna Dănilă, aveți cuvânt. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Onorați oaspeți, stimați colegi, doamnelor și domnilor, sunt onorată să vă salut din partea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. În această sală, cu ocazia inaugurării expoziției internaționale specializate InfoInvent, care se află la cea de 18-a ediție, adresez cuvinte de recunoștință și urări de succes în desfășurarea acestui eveniment, care reprezintă o oportunitate pentru cercetătorii inovatori, antreprenori, de a-și împărtăși ideile și soluțiile inovative. Această expoziție reprezintă o susținere a activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitate de inovare și transfer tehnologic, promovarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor proiectelor de transfer tehnologic în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale. Cercetarea și inovarea reprezintă unul din domeniile prioritare a Republicii Moldova, care dispune de un potențial de cercetare și inovare important.
ceea ce permite crearea unor produse cu valoare adăugată în folosul întregii societăți. Este binevenit ca comunitatea științifică în parteneriat cu comunitatea antreprenorilor să vină cu cât mai multe soluții inovative și tehnologii noi pentru a spori productivitatea și calitatea vieții. Acest eveniment sper să fie cu impact major la soluționarea diverselor necesități ale societății. Acestea fiind spuse, vreau să menționez și să felicit organizatorii cu acest eveniment și văzând pe speakerii prezenți la toate comunicările care vor avea loc atât în data de 22, cât 23 și 24, îndemn toată lumea să participe la acest eveniment și doresc o activitate fructuoasă tuturor pentru realizarea cu succes a subiectelor incluse pe ordine de zi și atingerea obiectivelor propuse. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare. Mulțumim, doamna Danila. Cu siguranță toți cei din domeniu vreau să cunoască unde au fost proiectele sau cum au fost finanțate proiectele care au o parte din proprietate intelectuală și ceea ce o să fie ca informație la webinarul din data de 24 noiembrie. Țin să menționez că toate aspectele vor fi pe paginile tuturor partenerilor, motiv pentru care vă îndemnăm să le accesați. Totodată vreau să subliniez faptul că inovația și creativitatea joacă un rol esențial în progresul societății noastre. Prin eforturile noastre continue în cercetare și dezvoltare putem aduce schimbări semnificative în lumea în care trăim. Expoziția InfoInvent ne oferă o perspectivă asupra modului în care oamenii pot aduce soluții inovatoare la problemele actuale și pot contribui la dezvoltarea durabilă a societății. În calitate de director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, sunt mândru să susțin comunitatea de inovatori și să promovez valoarea proprietății intelectuale. Proprietatea intelectuală joacă un rol vital în protejarea și promovarea inovațiilor, asigurând recunoașterea și recompensarea creatorilor pentru munca lor. Cu sprijinul al AGPI și al partenerilor noștri, vom continua să susținem dezvoltarea și protejarea proprietății intelectuale în Republica Moldova. Așadar, vă invit cu drag, începând de miercuri, să explorați această expoziție virtuală, să participați la evenimentele conexe și să vă lăsați inspirați de creativitatea umană. Împreună putem construi un viitor mai luminos, mai inovator. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez un eveniment plin de inovație și descoperiri fascinante. Mulțumesc!